Pe o stradă din Alexandria, patru pompieri munceau din greu la căratul pământului în curtea unor cetățeni, în timp ce aceștia stăteau cu mâinile în sân. Îi priveau de pe margine și le dădeau indicații. Cum s-a ajuns aici? E simplu. Nu de câte ori am sunat eu la 112. Doamne, zic, suntem afectați cu apa, ce facem? Ce mai cu pompieri? Păi apa asta vine de undeva? Vine de undeva sau e doar de la ploaie strânsă? De la ploaie? Nu știu, da, n-am mai sunat. Alaltăieri am sunat. Da, și azi n-am mai sunat, nu? La 112. Poți? Zic, azi nu a sunat la 112. Nu, n-am sunat. Că mi-a spus că dacă mai sun la 112... N-au amendat-o, dar i-au trimis patru salvatori pe post de zilieri, care au primit un ordin bine trasat, să care pământul în curtea femeii. Și l-au cărat. Asta deși familia femeii este destul de numeroasă și ar fi avut destulă forță de muncă. Vecinii celor la care pompierii au fost trimiși să le care în curte pământul primit de la primărie sunt revoltați și se simt nedreptățiți. Și ei au apă în curte și nu au primit pompieri cadou. Dumneavoastră nu vă ajută nimeni aici? Nu, și sunt singură, mă. Ne-a murit nepotul tine. Dar aici doar pompierii muncesc, ați văzut? Da, pompierii, uite, și reșeți. Fără atâtea, scuzată-mă, e pe casă. 7-8 ieșiri. Legalitatea acestei situații de urgență este discutabilă, mai ales dacă ținem cont de faptul că în Alexandria ploile abundente au încetat de mai bine de o săptămână. Întrebați despre urgența la care au fost trimiși cei patru pompieri, reprezentanții ISU Telorman, ne-au răspuns sec. Gata. Pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru sprijinirea populației din zona afectată de inundații, prin supraînălțarea terenului cu pământ. Însă după interviu, nimeni nu a mai avut nevoie de sprijin. Altfel, nu ne explicăm de ce cei patru pompieri au fost luați în grabă cu mașinile și duși la unitate, chiar dacă nu au terminat de cărat grămada de pământ. Trimite cu alții, că noi ne retragem și un altă parte. Adică unde e un teranit? Cât s-a urcat în mașină? Abia după ce au fost lăsați baltă de pompieri care le-au muncit gratis în bătătură, membrii familiei au promis că vor pune mâna pe lopeți și vor termina ei ce au început salvatorii. Ce părere ai despre faptul că au plecat pompieri? Le mulțumesc că au venit de ne-a ajutat, ne-a băgat pământul în curte și... Ce o să faci acum, dacă ai rămas singur? Cine te ajută? Eu cu mama, cu nevasta și cu sora mea.